Vom vorbi astăzi despre pronunțarea literelor alfabetului arab. Bineînțeles că fiecare literă, pentru a putea pronunța într-un mod foarte corect litera, trebuie să avem în vedere faptul că are un punct de pornire. Are un punct de pornire această literă. Deci cum se pronunță fiecare literă în parte. La ce ne ajută acest lucru? Mai ales vorbind de limba arabă, nu putem să luăm doar după am auzit că se pronunță așa, pentru că, cum am văzut la alfabet, sunt 3 de H, 3 de S, sunt mai multe litere care se diferențiază între ele prin punctul de pronunție, prin modul de a pronunța acea literă. Când ne uităm la alfabet, vedem că fiecare literă are un mod de pronunție, iar acestea sunt structurate în scheme sau așezate pe grupe. Vom începe cu cele mai ușoare. Deci vom vorbi despre felul cum îl pronunțăm pe E, elif, wow și E, sau ceea ce le numim noi vocalele lungi. Vocalele lungi, care am spus că sunt de fapt sunete care prelungesc vocala de dinainte. Deci ele nu vorbim de litera elif, wow și E ca literă. Vorbim de ele ca vocală lungă. Vom vedea ce sunt. Modul lor de pronunțare nu există un loc de pronunție, pentru că ele nu fac decât să prelungească sunetul de dinainte. Și de aceea ele sunt literele med. Med sau literele care prelungesc. Sunt de fapt vocalele lungi, cum vom vedea. De aceea modul lor de pronunție nu au un loc anume de pronunție. La fel în limba arabă, când vorbim de pronunțarea literelor, un alt sunet important este sunetul nazal, gunne, care însoțește anumite litere. Bine, nu este foarte important în limba arabă cât este important în recitarea Coranului, dar să-l trecem la fel și pe el. Iar gunne iese din nas. Este un sunet nazal. Când închizi nările, se oprește sunetul. Acest gunne însoțește unele litere, adică când pronunți din start litera, pronunți cu acest gunne. Apoi avem litere pe care le pronunțăm din gât, să-i spunem așa. Zona aceasta a gâtului. Din capul pieptului până în cerul gurii. Deci este această zonă. Aici jos avem capul pieptului, să zic, și aici către cerul gurii. Cât este? Îl împărțim în trei. În trei părți egale, pentru că aici avem 6 litere pe care le pronunțăm. Avem 6 litere pe care le pronunțăm. O să scriu aici literele. Deci acum, până acum am vorbit de mai mult de sunete, nu de litere în parte. Vocalele lungi, gunne. Acum venim la litere. De jos se pronunță hemze și he. Hemze și he. Hemze este un sunet între e și a. Nu este nici e, nici a. Se pronunță de aici, exact din capul pieptului. E, 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 e. Când pronunți, trebuie să simți aici impactul care îl are. Deci presiunea care o scoți când pronunți această literă. E, he, he, he. Dacă pui degetul, se simte. E, he, e, he, e, he, e, he. Deci acesta este punctul de pronunție a lui E și he. E, he. Urcăm mai sus. De unde îl pronunțăm pe litera Ain și Ha? Ain, A, A, Ha. Exact din mijlocul distanței. A, 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 A. Nu este A, A, A. Se pronunță mai sus. Este A, A. Facem puțină presiune. Strângem un pic gâtul. A și Ha, 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 Ha. A, Ha, A, Ha, A, Ha, A, Ha. Diferența dintre He, ha, he, ha, he,
He, ha. Urcăm mai sus, avem litera Gain, ga, ga, ga și ha, ha, ha. Exact din unde se termină gâtul și începe cerul gurii. Eu de multe ori îl explic punctul acela ca și cum uneori îți rămâne ceva în gât și vrei să-l elimini pentru că te deranjează. Ha, ha. Exact în punctul ăla care h, se aude h, se pronunță litera h și g. Deci g nu este g ca în română. Este un fel de g g. Da? G. G. H, h și g. H și g. Deci vedem aici în punctul acesta avem toate trei literele h, pronunția lor. Avem litera h, ha, ha, he, ha, ha, he, ha, ha. Eu pun mai multă presiune acum, nu e neapărat când vorbesc să zici ha, dar să punctăm, să diferențiem, pentru că dacă vom vedea într-o altă explicație, dacă nu le pronunțăm corect, atunci se schimbă sensul cuvântului. Deci avem așa, din jos, din josul gâtului, literele E, He, A, Ha, Ha și Ga. Ha și Ga. Deci, în principiu, am vorbit de șase litere, pronunția șase litere, cele care se pronunță din gât. Să spunem aici gât. Mergem mai departe și după gât avem, haideți să buze. Care sunt literele pe care le pronunțăm și cum se pronunță aceste litere pe care le pronunțăm folosind buzele? Deci numai și numai din buze. Aici avem mai multe litere. Avem litera, să începem cu wow. Wow. We, we, we. Se lasă un orificiu mic, cât capul degetului mic. We, we. Deci nu este V ca în română, nu este V-ul din română, este we, we. Buzele către exterior, we, we. Se aude un fel de, dacă stăm să, U-E, we, we. Deci avem litera we, we, we. Avem litera M, mim, me, 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 me. Din buze. Deci se ating buzele. Me, 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 me. Ca și în limba română. Atingem buzele. Me, me, me. Avem litera B. B, B. La fel ca și în limba română, B. Diferența între M și B, M. Se atinge simplu. Me, me, me. B, B, B. Există și o presiune. Face și puțină presiune pe literă. B, B. B, pe punctul de pronunție. B, B, B. M și B. Și avem și litera F, F, F. F, la pronunția lui F, e un pic diferit de F-ul din limba română. Dinții din față intră în interiorul buzei de jos. F, F, F. Deci, avem dinții de sus, din față, care lovesc în interior, nu în exteriorul buzei, nu F, 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 în interior. Și de aici se pronunță litera F, F. Ca sunet, se aseamănă foarte mult ca F-ul din limba română. Deci, ca sunet, e foarte asemănător cu F-ul din limba română. Se aseamănă foarte mult, dar ca pronunție, modul de pronunție, parcă se apropie de modul de a pronunța V-ul din limba română, V-ul. Deci V, F, F, F. Dinții din față ating interiorul buzei de jos. Cum vedem aici, avem deja 10 litere, 10 litere din alfabet pe care le putem pronunța. Deci 6 litere prin gât, 4 litere prin folosirea, utilizarea buzelor. În total avem
10 litere plus cele 3 de care am vorbit. Sunt de fapt sunete. Sunt de fapt sunete, nu sunt litere de sine stătătoare, sunt vocalele lungi. Sunt vocalele lungi. O să mă opresc aici, pentru că o să șterg tabla și o să facem o altă schemă și vom vedea cum se pronunță literele folosind, pe care pentru a le pronunța avem nevoie de să folosim limba sau prin mișcarea limbii, inshallah.